o spus Domnul că zilele și vremurile care vor veni vor fi vremuri tulburi. Și o spus să nu privim spre pământ, ci să privim în sus. Că cei care vor privi în sus vor rămâne în picioare. Și cei care vor privi spre pământ vor fi luați de valul ăsta, vor cădea. Și o spus că voi ziceți, suntem puțini și cum va fi bătălia lupta asta. Și a spus domnul nu vor fi mulți în zilele acelea, că mulțimile de azi mă vor părăsi. Atunci și vor rămânea puțini cu domnul credincioși. Și domnul vă a spus: "Voi să rămâneți credincioși. Să vă puneți în adejdea în domnul că domnul vă va binecuvânta." Ok. După aia a spus că omenirea se bucură că a trecut prin valul ăsta. Valul ăsta e covid care a fost. Ok? Dar au spus Domnul, ei se bucură că au trecut și va fi bine, dar vine un alt val mai mare ca asta. Și a spus, din valul al doilea care vine, omenirea nu se va mai ridica ca acum. Și au spus, Domnul, ești gata să treci prin valul care vine? Și atunci Domnul a spus pentru noi, să ne pregătim, să fim gata ca un ostaș, gata de lupte. Și Dumnezeu a spus, nu prin puterea noastră, ci Dumnezeu însuși, El va fi biruința noastră. Și vom trece biruitori. Asta nu înseamnă să ne temem, da, ce va veni acum? Vedeți, nouă ne-a spus Domnul că va veni și COVID-ul. Ne-a spus, vine o bolă necunoscută, vine așa, vine așa... Cum vine, Domnul, să se închidă tot, să treci pe lângă adunare, să te uiți și să spui aici ne adunam cândva. E interesant, suntem în America, liberi. Și totul așa ușor au venit și s-au închis adunările și treceam pe lângă adunare, băi, aici ne adunam. Vedeți? Dar o spus Domnul atunci că vine altul, e pregătit. Acum doar e o vreme așa în care oamenii sau cum să vă spun eu, când e vreme rea afară și oamenii nu pot să-și facă bine, și după aceea când e vreme bună, obosit să aleargă, să adune, să recupere ceea ce au pierdut. Cam așa e vremea acum. Noi este vin cu privirea